Aseară i-am surprins pe artiștii Diana Rotaru, Jucătoru și Yo-Yo în pragul repetițiilor pentru spectacolul de caritate Sara Colindelor, care va avea loc astăzi la Filarmonica Națională Sergei Lunchevici. Cea de-a treia ediție a spectacolului este organizată de echipa CCF Moldova, iar pe scenă vor evolua Jucătoru, Yo-Yo, prietenii artistei și invitații speciali care vor interpreta colinde de Crăciun acompaniați de Angry Band. Că în calitate de ambasador național al organizației non-guvernamentale Copil, Comunitate, Familie, avem menirea anual să organizăm astfel de evenimente. Această organizație non-guvernamentală și-a propus de această dată o altă cauză, și anume să ne ocupăm în special de cei mai neajutorați din societate, bebelușii de la 0 la 3 ani. A fost o atmosferă creativă și prietenească, iar Diana promite multe surprize. În Sara Colindelor veți auzi, în afară de melodiile interpretate de mine și de invitata mea Yo-Yo, atât și Jucătoru cât și Colinde. Tânăra solistă româncă de 13 ani, Yo-Yo, este pentru prima dată în Moldova. Sunt foarte bine la Chișinău pentru că am o prezență minunată lângă mine. O să aducem un alt stil de muzică, adică nu neapărat un alt stil de muzică, două genuri diferite, cântat și rap. Și le-am combinat în studiourile la noi production și a ieșit o piesă foarte frumoasă, mă simt. Jucătoru se implică activ în viața socială a Moldovei. Foarte receptiv, mai ales în Veseliana, întotdeauna. Iar faptul că e de caritate, îmi face tare să fie un concert mai special, pentru care un lucru mai special. Ce coincidență! Tot ieri artiștii au aflat că sunt născuți în aceeași zi. Cea mai tare surpriză pentru mine astăzi a fost faptul că suntem născuți în aceeași zi, 29 mai. Există totuși o compatibilitate între această zodie, da? Și există un flux-reflux de energie pozitivă. Au fost deja vândute peste 700 de bilete, iar fiecare spectator, pe lângă atmosfera de sărbătoare, va pleca acasă cu un cadou.